Care au fost motivele pentru care v-ați hotărât să investiți pe piața din România? Motivele au fost atractivitatea pieței imobiliare. Grupul nostru de firme a venit în 2006 pe piața românească. Desigur, de atunci lucrurile s-au schimbat, dar noi în continuare credem în această piață și dovada faptului că proiectele noastre s-au dezvoltat destul de bine și pe viitor probabil vom avea câteva proiecte care dorim să dezvoltăm. De ce credeți că nivelul investițiilor străine din țara noastră este atât de mic în ultimii ani? De ce a scăzut atât de mult? Este evident, se datorează crizei. Situația s-a schimbat mult din anul 2007. Prețurile au scăzut, investițiile străine au scăzut, finanțarea bancară a fost foarte restricționată și toate aceste motive, evident, au dus la scăderea pieței imobiliare și investițiilor străine. Ce mai știți despre programul Prima Casă? Credeți că se vor suplimenta fondurile? Eu cred că fondurile vor fi suplimentate obligatoriu, pentru că acest program este singurul care a menținut piața imobiliară în ultimii ani pe linie de plutire. Și într-o formă sau altă, neapărat va exista un program guvernamental care va susține achizițiile de imobile pe piața imobiliară. Care sunt băncile care mai oferă credite în euro pentru prima casă? Știu că în momentul de față majoritatea băncilor oferă prima casă în euro, însă băncile mari precum BCR și CEC știu că au creditare numai în lei. Spuneți-mi câteva argumente care scot în evidență ansamblul Linda. Păi, în primul rând ar fi vorba despre conceptul în sine. Este o zonă liniștită în sectorul 3 în București, unde am încercat să facem locuințe de mică înălțime, să facem o zonă privată pentru locatarii cartierului nostru și în afară de concept în sine, eu cred că este vorba și despre calitate-preț. Calitatea este foarte bună în comparativ cu prețurile care practicăm în momentul de față. Deci sunt în principal aceste două avantaje. Acum, câte apartamente mai sunt disponibile în cadrul ansamblului? Mai sunt disponibile în jur de 50 de apartamente. Proiectul, capacitatea totală a proiectului a fost de 216 apartamente, 216 unități locative, dintre care în ultimii 3 ani am vândut majoritatea. Au rămas decât 50 de unități în momentul de față. Am înțeles. Cum vindeți mai mult? Prin plată cheie sau prin credite ipotecare? Mai mult se vinde prin credit, sigur, pentru că programul Prima Casă funcționează și majoritatea clienților pe care le avem sunt cu creditul Prima Casă. Dar mai sunt cazuri când oamenii vin cu banii cash și cumpără locuințe. Dar aceste cazuri sunt în ce în ce mai rare. Majoritatea oamenilor vin cu credite de tip Prima Casă. În anul curent, câte apartamente ați vândut? În momentul de față, ritmul de vânzare în ansamblul nostru este cam de 4 unități pe lună și un calcul simplu arată că până la până la sfârșitul lunii iulie avem în jur de 30 de apartamente vândute. Am înțeles. Care sunt obiectivele pe termen scurt și pe termen lung pentru dumneavoastră?
Intenționăm să finalizăm procesul de vânzare în acest complex și mai departe ne uităm la alte proiecte care dorim să dezvoltăm în București, având în vedere că avem terenuri și investițiile au fost făcute în perioada bună a pieței imobiliare în anii 2006-2007. Am înțeles. Ce credeți că se va întâmpla cu piața de ansambli rezidențiale pe anul 2013 și chiar pe viitor, în ceilalți ani? Ce preconizați că se va întâmpla? Eu cred că prețurile nu vor scădea foarte mult în această perioadă. Va fi o corecție poate de câteva procente. În general, piața va fi destul de stabilă. Și un lucru de fapt foarte bun pentru noi, pentru că putem să facem anumite prognoze și să fim siguri că vindem o anumită cantitate în această perioadă. Mulțumesc foarte frumos, mult succes! Mulțumesc și eu!